Salut, Călin! Salut, Marian! Te așteptam de ceva vreme, ne-am dorit să și mi-am dorit să prezentăm mașina și astăzi voi avea pentru tine un set de întrebări cât mai naturale, ca să zic așa, să descopere lumea cine ești, ce înseamnă mașina pe care o ai și alte hobby-uri pe care tu le ai. Povestește-ne cine este Daniel Călin, ce face în viața de zi cu zi, ce vârstă ai, cine este Daniel okay. Călin. Am înțeles. Mersi mult de invitație, Marian. Bine te-am găsit. Mă bucur că deschizi cu mine seria, să zic așa, seria de emisiuni de pe canalul de YouTube. Cum spuneai tu, numele meu e Daniel Călin, am 38 de ani. În viața de zi cu zi nu fac nimic legat de mașini, lucrez într-o corporație, sunt, cum s-ar zice, șoarece de birou, dar este modul meu de a câștiga banii pe care mai târziu îi bag în mașină, în pasiunea asta costisitoare pe care o avem cu toții, că până la urmă asta ne-a adus împreună, ca să zic așa. Din câte știu eu, mai e o mașină. Da, așa este. Asta este a doua mașină. Inițial am început cu prima mea mașină, este un Peugeot 307. Acela este la fel, este modificat destul de mult, este un pic diferit de Audi, pentru că este pe perne, adică pe suspensie cu aer. Asta e statică. Asta este statică, într-adevăr. Mult curaj. Chiar, mult curaj. Da. Uite, chiar ieri am primit un mesaj care m-a flatat. Cineva mă întreba cu ce presiune merg în perne. Nu, nu e cazul, este mașină statică. În momentul de față nu mai este daily. A fost timp de 3 ani de zile mașina mea daily cu care mă duceam la muncă, mergeam absolut oriunde cu ea. Dar acum, pentru că nu mai lucrez de la birou, mașina e mașină de weekend mai mult. În schimb, a fost 3 ani de zile statică, așa cum o vedeți, nu cu roțile. Aceasta mașina a fost faimoasă primii 2 ani, cred că chiar 3 ani. Avea roțile de BMW. Exact, știu. avea roțile de BMW. Și mie mi-a dat o virgulă atunci când am... Exact, avea roțile de BMW și toată lumea, nu știu, primeam o groază de... Adică a fost o chestie mișto, pentru că mașina a devenit faimoasă, dar pe de altă parte... Ai luat și hate-ul. Primam și foarte mult hate, da, priviri cruciși la semafor, lumea nu înțelegea, se uita la roți, se uita la mașină... Era super confuz, dar era interesant, era foarte mișto sentimentul când vezi lumea așa confuză, nu știe la ce să aștepte. Dar ce a fost un pic ciudat și mi s-a părut mie ciudat este că în 2021, când oamenii pe afară pun roți de la o marcă pe o altă marcă de mulți ani de zile, la noi în România oamenii încă se mai miră de așa ceva. Dar asta e. Da. Da, așa că oricum, ăsta este al doilea setup de roți. Am schimbat, cred că anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu exact, cred că le-am de ceva vreme. Urmează să le schimb anul viitor și pe acesta, o să vină al treilea set de jante. Adică înlocuiesc și rotiformul. Da, o să înlocuiesc rotiformule cu un set de OZ ultraleghera. O să fie un setup mai cu minte decât ăsta. Ăsta este este în setup-ul foarte... cum să-i spun, îndreptat foarte mult spre partea de fitment, adică cine știe mașina știe că are un fitment destul de agresiv pentru o mașină statică, dar e foarte greu să mergi cu ea. Adică, ca să-ți faci o idee, ieri a trebuit să vin să văd pe unde urmează să merg cu ea ca să știu dacă pot să merg sau nu. Dar sunt niște sacrificii, oricum, pe care dacă vrei să ai o mașină statică și cu fitment, ești dispus să le faci sau nu ești dispus să le faci, adică e ori una, ori alta. În schimb, ți-am zis, am mers daily cu ea, mașina a fost 3 ani de zile în Austria, nu în setup-ul ăsta, ci în setup-ul cu roțile celelalte, dar era și ala pe spate, cel puțin era la fel de agresiv, pe față era mai puțin agresiv, dar mergi, dacă vrei, mergi. Asta e. Am avut și eu mașină statică și știu că trebuie să-ți faci un pic traseu ca exact. Să ajungi la destinație. Da, 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 exact. Nu mai este vorba de a merge pe calea cea mai scurtă, e pe calea cu drumul cel mai bun. Sigură. Exact. Da, corect. Cam așa este. Aș vrea să știu, ai avut probabil un start pentru pasiunea asta, ai avut un moment 100%... ceva a dat startul în Daniel Călin să devină pasionat de mașini? De unde pornește pasiunea ta? Sau cum ai obținut-o? Ce te-a făcut să ajungi Daniel Călin
cu două mașini, zic eu, notabile, cunoscute. Da. Că așa te știe lumea. Cred că a început din copilărie, dacă stau bine și mă gândesc, pentru că în familia mea toată lumea este șofer profesionist. Adică tatăl meu, fratele meu, ca să vezi ironia sorții, și cumnatul meu este șofer profesionist. Eu sunt singurul care a întrerupt linia. Eu, da. Exact. Eu am întrerupt linia de șoferi profesioniști și am crescut printre mașini de mic. Cumva și tata, okay, și fratele meu și cumnatul meu pasionați de mașini. Pasionați de modificat, dar nu la nivelul ăsta, la nivelul anilor de acum mulți ani. Și am crescut de mic, cumva cred că a devenit inevitabil să-mi placă mașinile. Și în momentul în care mi-am cumpărat prima mașină, eu deja mă gândeam cum să o modific. Prima ta mașină fiind? Un Peugeot 307, cel de care am vorbit mai devreme. Deci, asta e a doua ta mașină? Asta e a doua mașină. Am impresionat, da. Ok. Și la 38 de ani? Da. Am înțeles. Bun. Pe asta o am, asta cred că chiar am aflat-o acum. De 5-6 ani, cred, deja, cam așa. Povestea ei e un pic... cred că deja majoritatea oamenilor știu povestea mașinii, dar o să spun încă o dată pentru ce. Da. Despre asta e vorba. Da. Păi asta urma să te întreb. Cum, de ce ai ales Audi? Adică ce te-a făcut să alegi Audi și de ce nu BMW, de ce nu... Nu știu, orice altceva. Povestea pleacă un pic cu Peugeot-ul, pentru că Peugeot-ul ajunsesem cu el într-un stadiu de modificare destul de avansat, cu os futura, cauciucuri foarte stretch, cu mașina pe perne. Am trecut prin câteva setup-uri de perne. Prietenul nostru, Razac, știe, pentru că el a făcut ride-ul pentru mașină. N-am fost mulțumit până când mașina nu a stat efectiv pe pământ. Mie mi se pare că dacă mașina este pe perne și nu stă efectiv pe pământ, în geroanele jos. Exact, este degeaba pe perne. Așa a făcut și la mine Razac. Exact. A făcut bine ce a făcut. Exact. Și atunci mașina ajunsese într-un stadiu în care mai mult stătea decât mergeam cu ea. Și am zis, îmi trebuie un daily, gata, nu mă mai interesează. Vreau un daily. În capul meu era ideea că aveam nevoie de spațiu. Spațiu, gen să car chestii cu ea. Ce să car, nu știu. Pur și simplu, mintea mea asta era. Eu trebuie să am o mașină cu spațiu să car. Venim probabil de la Peugeot, care era da, hatchback și coupe, nu încăpea mai nimic în ea. Zic, nu mai, gata, îmi iau un break, să intre orice în ea. Am zis, nu știu ce voiam să car. N-am cărat nimic cu ea, efectiv. La o multinațională chiar n-aveai ce. Exact, n-aveam ce căra, efectiv. Și am zis, nu, mi-iau un break. Ăla este. Am zis că mi-iau un break și în ideea în care nu mai voiam să-l modific. Am zis, îmi iau un break daily. Sigur nu o să mă atragă să-l modific, ce Dumnezeu să modifici la un break. Și mi l-am luat, am zis, gata, mi-au și Peugeot-ul este benzina asta, am zis că mi-au diesel pentru că o să merg mult cu ea, consum mic, perfect. Adică îmi depinea toate caracterele, tot ce îmi trebuia de la un diesel, de la un daily, să aibă spațiu, să consume decent, să aibă un motor decent și... să-mi placă. Și aici, ca să-ți răspund la întrebare de ce am ales Audi, pur și simplu mi-a plăcut acest B7, mi-a plăcut forma acestei caroserii de B7. Ai vrut strict Avant? Am vrut strict Avant. Okay. Nu sunt genul care să zic, nu știu, știi cum sunt unii oameni, nu știu, mie îmi place doar BMW și nu există decât BMW, da. Sau nu-mi place decât Mercedes și nu există, este și vorba aia, există Mercedes și restul. Nu e așa, mie îmi plac toate mașinile, sincer. Mă rog, expectând câteva din Fiat Multipla, dacă sunt ascultători, da, sper să nu judece, dar chiar e urât. Da. Și am vrut fix Audi A4, B7, Avant și voiam neapărat să aibă destul de multe opționale. Nu mai voiam să trec la Peugeot prin 100 de retrofituri. Mai ales că la Peugeot nici nu găsești nimic, totul trebuie făcut custom, totul trebuie adaptat și așa mai departe. Și am stat vreo 4-5 luni până când efectiv am găsit mașina care îndeplinea ce voiam eu. Voiam neapărat S-Line interior-exterior, voiam să aibă sistem audio Bose, voiam să aibă navigație, voiam să aibă o anumită combinație la interior, piele cu Alcantara. Și a durat foarte mult, pentru că le găsești, fie au doar S-Line interior, fie au S-Line doar exterior, fie, nu știu,
n-aveau motorul pe care îl voiam, deși asta a fost așa, partea cu motorul a fost, voiam 2.0 diesel și atât, nu mă interesa nimic altceva. Acum stând și dând timpul înapoi, aș trebuia să fi luat altceva, dar asta e o altă discuție. Nu regreta. Nu regret. Nici nu. Eu nu regret. Nu regret niciodată. Nici decizie cu mașina. Exact. Și a durat ceva până am găsit-o. Am găsit-o ca să am găsit, pe lângă faptul că am fost și am văzut câteva care veșnica poveste, te duci și în anunț arată foarte bine și zici asta este, te duci acolo și n-are nicio treabă cu mașina din anunț, este cu totul altceva. Și am văzut câteva, Brașov, București, pe lângă Brașov, nici nu mai știu, am fost în multe locuri să văd și până la urmă am găsit-o pe asta, în, lângă Oradea, la Lești. E aparent e destul de faimoasă localitatea pentru, au foarte multe centre de dezmembrări. Și am găsit-o acolo, sincer a fost fix sentimentul ăla când o găsești și știi, băi, asta este. Era, a fost și mai scumpă decât restul de pe piață, dar m-am dus, am luat-o, aia a fost. A deplinit toate căsuțele pe care le urmăream pentru o mașină. Și inițial, cum îmi spuneam, am zis că nu o modific deloc. Nu o să-i pun nimic. Că va merge daily, ok. Exact, va merge daily. Dar știi cum e planul de... Cu ce ai început? Am început ca orice om, adică mă rog, ca orice om, ca orice pasionat care cred eu că... se respectă și care știe cum depinde. Se ceapă. Depinde. În România nu e valabil, da, asta, dar depinde. Exact. Okay. Am zis că o să-mi iau cel mult niște roți și o suspensie. Ok. Chestia este că am luat, adică eu căutam mașină și în timp ce căutam mașină, am găsit un set de roțile de BMW și am zis, zic, băi, pe astea le vreau. Nu știam dacă merg, nu merg, am găsit pe net un singur Avant cu roțile alea și am zis, bă, dacă ăsta le-a pus, sigur pot să le pun și eu cele. Dacă tipul ăsta le-a pus, le pun și eu, clar. Și atunci am luat roțile, înainte să fi cumpărat mașină, aveam mașină, dar cumpărasem roți. Și am găsit mașina și apoi am luat suspensia și am zis, gata, asta, roțile, suspensia și asta e mașina. Și apoi totul a luat-o la vale, pentru că dacă ai chestia asta în sânge, nu poți să te oprești, știi cum e. Și au început o groază de alte chestii, fără sens. De exemplu, cred că am luat la un moment dat, am cumpărat roll cage-ul. Adică, de ce Dumnezeu ai luat un roll cage pentru un Avant? Și asta vreau să te întreb, că ai zis că vrei o mașină cu spațiu și totuși da. Ai pus roll cage. Deci, da. Okay. Am pus roll cage pentru că, spun și de ce am pus roll cage. Pentru că voiam roll cage pe Peugeot, dar bineînțeles pentru că nu face nimeni nimic pentru Peugeot. Evident. Am zis, zic, gata, am luat audio și am intrat pe site la Vickers, am văzut că au din asta, roll cage dedicat. Gata, mi-au. A fost o decizie din aia în care n-am gândit, pur și simplu n-am gândit-o, am zis gata, bye. Și aia a fost. Așa am luat roll cage-ul. Fă-ne o descriere a mașinii tale. Upgrade-uri, modificări, motor, caroserie, evident la caroserie se vede pe față deja că există o problemă. Retrofit-uri, dacă există, dacă nu există. Ok. O să încep cu, îți povesteam mai devreme de roțile de BMW, dar o să încep cu o altă chestie controversată și anume motorul mașinii, pentru că motorul, cum spuneam mai devreme, e un 2.0 diesel, n-are prea mari modificări, are doar o turbină hibrid, un soft și, așa între ghilimele modificări, are toate plasticele de la motor. Și capacele de la bușonul de la ulei și de la vasul de expansiune sunt de Porsche și de Audi. Alea le-am văzut când te-ai înscris la eveniment, da. Cu poză. Exact. Da. Le-am văzut. Da. Cum spuneam, mașina este un... Pentru că am început cu această chestie pentru că foarte mulți oameni au spus sau ori să spună, domnule, e 2.0 diesel, roll cage, frâne și prostia asta. Scopul mașinii a fost daily, nici scopul de cum mașinii a fost, exact, a exact. Fost daily. Deci și apoi s-a transformat. Exact. Și apoi s-a transformat într-o mașină de show. Și cum îmi spuneam, inițial am început cu roțile și suspensia, lucrurile apoi au evoluat într-o cu totul altă direcție. Și anume am mers înspre show, deși mașina era daily, pur și simplu așa. Cum ai mers și de la vreau spațiu, de ai pus rochie. Exact, exact, fix așa. Ok. Și mașina e revopsită integral în culoarea ei originală, în Mauritius Blue,
nu am vrut să schimb nuanța pentru că mi-a plăcut foarte mult. Așa s-a nimerit pur și simplu să cumpăr mașina în culoarea asta și mi-a plăcut foarte mult și am zis că atunci când o revopsesc, o să o revopsesc în aceeași culoare. Nu avea nevoie de revopsire mașina, era foarte bine întreținută și vopsa arăta foarte, foarte bine pentru o mașină cu ceva ani și de folosință zilnică și așa mai departe. Ce are mașina? 2007. Okay. Doar că piticii mei de pe creier voiau să fie țiplă, impecabilă și mașina a fost revopsită integral cred că în anul următor de când am luat-o. Da, în anul următor de când am luat-o. Dacă toți suntem la capitolul ăsta, o să vreau să-i mulțumesc lui Adi, vopsitorului Adrian și echipei de atunci care a lucrat la mașină și nu numai la asta, ci și la Peugeot, că m-a suportat atâta vreme, dar și eu l-am suportat pe el, deci ok, suntem chit. Și mai am o persoană care vreau să-i mulțumesc, dar pe parcurs. Apropo de chestia asta, pentru că mi-am dat seama că niciodată nu le-am mulțumit oamenilor care chiar au muncit la mașina asta. Eu sunt, mie îmi plac mașinile și le modific și așa mai departe, dar nu că nu știu să strâng un șurub, nu mă bag pentru că nu este meseria mea, nu am făcut-o, n-am loc unde să fac, să exersez și așa mai departe și atunci prefer să mă duc la niște oameni care cu asta se ocupă, sunt oameni de încredere și prefer să plătesc și cineva să facă ce trebuie decât să fac eu și să nu iasă bine. Eu personal mi-am luat un hate pe tema asta, foarte mare și nu din cauza unui singur om. N-a fost un caz izolat, au fost mai mulți. Da. Că mașina mea nu a fost făcută de mine. Acum... Nu, mie mi se pare o prostie. Eu de meserie sunt cizmar, da? Eu fac pantofi. Cum aș putea eu de la pantofi? Exact. Să lărgesc niște aripi pe spate cum a făcut-o Dan. Asta sau, zic. Sau schimb, hai să zici că la schimbul de motor am ajutat, dar din păcate fiecare muncește într-un domeniu. Acum exact. Dacă plătești un om, că aici e diferența și mulți nu o înțeleg. În România, de multe ori, să-l plătești pe cel care e accesibil, da, este mai scump. Așa este. Ca cel care probabil este mai scump în primă fază, dar după care nu îndrepți, nu repari, nu modifici, nu revopsești. Da. Eu am revopsit mașina de 3 ori, deci, ca să ajung la Câmpul Lung a 4 ori. Așa este. Sunt total de acord cu această, da? Sunt total de acord cu această mentalitate, ca să-i spun așa, pentru că am experimentat treaba asta la Peugeot, unde okay, absolut tot ce am făcut a trebuit făcut, mă rog, nu chiar tot, dar mare majoritatea a trebuit făcut de o dată, de două, de trei ori. Așa. Ca să fac un sumar al modificărilor, deși ele au fost făcute în timp, n-a fost totul făcut, am luat mașina, a venit un morman de piese, le-am montat, asta a fost mașina, ele au fost făcute în timp, cred că în decursul a 2, 3, poate și 4 ani, în continuare e o continuă schimbare, nu ești niciodată, adică dacă faci o mașină și ai făcut-o în primul an, eu cred că te plictisești și aia s-a terminat, anul următor vrei alta. Eu am ținut-o 4 ani și... Da, vezi? Da. Nu mai aveam ce să-i fac. Da. Dacă se schimb motorul, să dau al patrulea motor jos, deci te înțeleg. Asta zic. Că chiar te înțeleg. Da, ca să fac așa un sumar, pe partea de exterior, mașina a fost S-Line, acum este DTM. Pentru cei care, nu știu, probabil cei pasionați de Audi știu ce este, DTM este o ediție specială de Audi A4 B7, doar sedan, pe care Audi a scos-o în 2005, în momentul în care în anul precedent au câștigat în campionatul DTM tot ce se putea, titlul la piloți, titlul la constructori și titlul pe echipe. Și a fost un fel de model aniversar. Da, a fost un model aniversar. Asta nu știam. Exact, de Audi A4. Au fost, nu știu exact câte, dacă spun o prostie cineva să mă corecteze, din câte știu au fost 5.000 de modele făcute. Și au fost bazate pe modelul B7, dar sedan, și avea o serie de upgrade-uri, ca să le spun așa. În primul rând era kitul exterior, bară față, bară spate și praguri. Ceva elemente de carbon, cum este lipul față, avea un lip pe portbagaj din carbon, avea la interior avea tot la fel, avea trimurile din carbon. Avea scaunele Recaro care sunt pe Audi S4, un alt schimbător. Ce e cel mai important este că toate aveau motorul de 2.0 TFSI, 220 de cai, 4 toate și au venit în câteva culori. N-au fost prea multe culori disponibile, erau gri, galbene, roșii și albastre, parcă, dacă mi-aduc bine aminte. Povestește-ne și nouă
cea mai urâtă experiență cu mașina asta. Dar nu mai lăsa să termin cu exteriorul. Terminăm cu exteriorul. Așa, deci asta este kitul. Kitul față, bara față se potrivește normal, perfect. La bara spate a trebuit adaptată. Aici, unde adaptată? Bara spate, pentru că bara de sedan este mai scurtă decât bara de avant. Bara spate este practic compusă din jumătate de bară de DTM, adică partea de jos. Ok. Care cu fusta, pentru partea de jos care vine cu acele prize de aer și difuzorul, și partea de sus este o bară normală de avant, pentru că nu este, fiind mai scurtă, nu vine la prinderi. Este făcută de Mihai de la Ghetto, absolut impecabilă. Și acum, după atâția ani, cred că are deja 4 ani, nu s-a tras, nu s-a întâmplat absolut nimic, îi arată absolut impecabilă. Pragurile sunt în continuare pragurile de S-Line, pentru că nu mi-au plăcut pragurile de DTM și am rămas cu pragurile astea, peste care sunt aplicate niște extensii de la, nu sunt de la Maxton, cum ar fi de toată lumea, sunt de la CSR Automotive, o firmă din Germania. Apoi, suspensia este D2 Racing, reglabilă pe înălțime și duritate, de-aia și pot merge așa cu ea. Este foarte dură pentru cine întreabă, dar asta e, n-ai cum să mergi altfel. Roțile sunt rotiform IND, modelul nu se mai fabrică, 19 ori 10 lățime toate, nu J, 19, 10 inci lățime, J-ul este altceva. Așa, și probabil ce este destul de vizibil la exterior sunt frânele mult mai mari. Și aici este o poveste destul de interesantă de la modul cât de mult poți să adaptezi ceva dacă ai oamenii potriviți. Și aici vreau să-i mulțumesc prietenului meu, Mihai, care este mecanic și care a făcut tot ce ține de partea de mecanică și multe alte chestii și care mă suportă cu toate prostiile la care, cu care mă duc la el și mă mai suportă că îi trimit și toți nebunii pe cap, care vor același lucru ca și mine. Și avem așa, în partea din față avem etriere cu 8 pistonașe, de pe, a fost puse pe mai multe modele, pe Audi RS4, pe Lamborghini Gallardo, pe Phaeton, cred, și poate au mai fost și pe altele, cu discuri de 370 de mm de Audi RS3. Aici măcar e totul de la Audi. În schimb, în spate sunt frâne cu două etriere, un etrier pentru frâna de picior și un etrier pentru frâna de mână. Etrierul mare este cu 4 pistonașe, cred că este de Alfa Romeo, nu mai știu exact de ce este, dar cred că este de Alfa Romeo. Etrierul mic este de, dacă nu mă înșel, de Seat Leon FR1M, este același cu cel de S3, cu Golf GTI, mă rog, ceva din generația respectivă care avea discuri ventilate. Și discurile sunt de Opel Astra H OPC de față de 321 de mm. Și cam asta este partea de frâne. O chestie la fel de care mie îmi place foarte mult la exterior și care este destul de subtilă este haionul. Haionul este haion de Japonia, deși este identic cu cel de America, nu este de America, ci este adus din Japonia, este efectiv un haion importat din Japonia. Eu l-am cumpărat de la un tip din UK, care l-a adus din Japonia, iar eu din UK l-am cumpărat, deci Japonia, UK, România, s-a plimbat ceva, are stickerul cu Audi. Cred că a costat mai mult transport decât haionul. Cred că da, în principiu cred că da, exact. Are stickerul cu Audi Japonia, l-am pus acolo, l-am protejat ca să rămână vizibil. Altceva la exterior? Bara față. Bara față este bara de DTM. Ok, aia mai rămas. Exact, este bara de DTM cu lipul OEM, lipul de carbon. Eleronul la fel este de carbon. Și cam asta cred că sunt singurele elemente de carbon de pe mașină. Nu vreau să mă apuc să fac, îmi place foarte mult carbonul, nu vreau să mă apuc să fac alte piese, pentru că știu cum este, odată ce intri în mania asta cu piesele de carbon, nu prea mai poți să ieși. Vrei ca totul să fie carbon, încerc să mă țin cât de mult departe, cât de departe pot, dar e greu. Bara față, da, este bara din kitul de DTM și mie îmi place foarte mult, este mult mai agresivă decât bara de S-Line sau bara normală. Da, da, a fost ce trebuie.
Da. E, am cumpărat o nouă, efectiv, după ce îți povesteam înainte să începem, că am cumpărat o bară de DTM lovită, ca apoi să ajung tot la o bară nouă pe care să o cumpăr, pentru că așa am... Deci tot accesibil, exact. Cu scump, mai bun, da, scump. Exact, și ajung, clar, să cheltui de două, da, bani. Exact. Deci, tot experiențe. Acolo. Exact. Asta ar fi la exterior, iar la interior e roll cage-ul care, mă rog, nu este roll cage, este half cage, ca să fim corecți, pentru că e doar pe jumătate, este de la Vickers. A fost, în mod normal, el este dedicat mașinii, dar de data asta neamțul nu a fost chiar neamț și nu a trimis, a trimis un roll cage greșit, efectiv, nu se potrivea. Mi l-a modificat Adrian de la Rocker Fabrication în proporție, cred că de 80%, 80% din ce mi-au trimis nemții a trebuit modificat. Am înțeles. Da. Sunt scaunele Recaro Sportster. Ele sunt vin pe echiparea de fabrică pentru Opel Corsa OPC. Nu știu care, mă rog, unul din ele... cei care nu mai știu exact modelul, au fost retapițate în material Audi, sunt complet noi, au și încălzire chiar. Volanul este de Audi S5, retapițat în Alcantara cu pusătură galbenă ca să se potrivească cu restul. Și sunt două chestii care îmi plac foarte mult la interior și care sunt probabil mai puțin... Trimurile. Da, trimurile. Care sunt galbene. Exact, sunt galbene. Uh-huh. Ca să... Nu se observă mult. Exact, ca să lege cumva. Așa. Exteriorul și interiorul. Așa că o paranteză, toate, și roll cage-ul și trimurile și frânele sunt toate vopsite în culoare de Audi. Audi gelb de pe Audi RS4 V5, cred. Da. Știi că la evenimentul ăsta de l-am organizat la Romexpo au fost practic detașați, ca să spun așa, trei oameni ca să jurizeze mașinile, ca să nu creadă, da, oamenii că eu am avut vreo implicare în așa ceva. Și cel mai important aspect al mașinii tale, am înțeles de la toți cei trei, da, oameni, da, diferiți, în mentalitate mă refer, că mașina ta, pe lângă faptul că a fost inclusă în trei categorii, da? Best Wagon, Best Paint și Best OM, a avut o tematică, ceea ce este foarte... Adică s-a văzut că mașina ta a fost gândită de la bun început. Da. Bă, interiorul trebuie să fie așa, frânele așa. Deci, da, totul a fost practic legat. Uite, eu și eu am făcut la fel cu mașina. Când am dus-o la Dan, am zis așa, culoarea interiorul la roțile alea, atât, nu o văd altfel. Da, 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 da. Fix, adică așa, tu ai mers pe un drum, da, și nu te-ai abătut de la el. Da, cumva știam ce vreau și știam că, știam că vreau această combinație de roșu, de albastru și galben și am încercat pe cât posibil să le combin și cumva să le țin să fie armonioase, să nu o dau într-un chici. Sunt niște chestii minore, dar care, din punctul meu de vedere, fac mașina, diferența. Ca să fac diferența. Uite, de exemplu, capacele roților sunt, ele nu vin, nu le găsești la rotiform galbene, le găsești doar roșii, deci sunt custom. Gri, da. Sunt, okay. Cineva pur și simplu, adică cineva probabil că m-a jurat la momentul respectiv, pentru că sunt vopsite galbene, iar apoi acel scris cu rotiform este pur și simplu umplut cu siringa, vopsea în, da, fiecare literă și apoi vopsite. Și... Foarte interesant. Da, și mai sunt două chestii la interior care mie îmi plac foarte mult, dar care nu se văd atât de mult, și anume schimbătorul, care este de la Black Forest Industries. Este din state, am așteptat cred că 3 sau 4 luni după el. Și mai este suportul pentru stingător, pentru că pe roll cage, și probabil că o să se vadă în cadrele pe care o să le ia cine filmează, este un suport pentru extintor, da, care la fel este adus din state, este adus de cineva, pentru că nici măcar nu livrează în Europa, dar îl voiam neapărat și cumva am găsit pe cineva care era în state în momentul respectiv, l-a comandat, l-a adus în bagaj, o chestie de asta, dar niște chestii care cumva sunt, deși sunt niște chestii minore, adică nu te bucuri la fel ca pentru un set de rosa, pentru un set de frâne, dar care atunci când le obții și știi sunt că, plus, exact, sunt ăla, ceea ce face mașina.
Și cam asta e, la interior, exterior, cam asta este mașina. În rest, stau acum și mă uit. Centurile sunt la fel galbene, ca să se potrivească cu restul interiorului. Pedalele și footrest-ul sunt de Audi RS4, OM. Cam atâta, cam asta e mașina. Cam așa se prezintă. Povestește-ne și nouă cea mai urâtă experiență pe care ai avut-o cu mașina asta. Adică cea mai... știi, și eu am avut. Când te-ai enervat la culme, o situație peste care ai crezut... Vorbesc de modificări, da. Că altceva... Doamne ferește, accidente nu cred că ai avut cu ea, nu? Am avut, dar minore. Minore, și îți povestesc, pentru că unul este intră la categoria asta. Ah, ok. Zine cea mai urâtă experiență cu mașina asta. Sunt două, să ți le povestesc pe amândouă. Prima una, cea mai. Cea mai este când am fost în, cum îți spun, am fost de trei ori în ultimii trei ani înainte de pandemie, am fost la Vorterze an de an. Pentru cine, mă rog, cred că toată lumea știe. Toată lumea pasionată, okay. Este cel mai mare eveniment din Europa, și așa mai departe, în Austria. Chiar în primul an în care am fost, am fost oprit de către TÜV-ul austriac, un fel de RAR al lor. Da. Și am crezut că efectiv o să las mașina acolo sau o să trebuiască, nu știu, să sun pe cineva în țară să-mi trimită bani să plătesc amenda, pentru că oamenii au verificat mașina, aveau inclusiv o grinjoare din aia pe care o folosesc dentiștii și se uitau să vadă în spatele aripilor dacă mai este vopsea în spatele aripilor și nu cumva înfracă... Dacă freacă jantele. Exact. Wow. Exact. Okay. Deci am stat acolo, eu nu știu, la un moment dat am pierdut noțiunea timpului, estimez că cred că am stat aproape de o oră ca oamenii să verifice mașina și pur și simplu ei verificau și scriau pe o foaie, știi? Okay. Și pur și simplu se tot aduna. Probabil că le era un proces verbal. Exact. Da, și apoi am avut cumva noroc pentru că ei practic îți fac, este la fel ca și la noi, ei practic îți constată defectele, iar apoi cel care îți dă amenda este polițistul și i-au înmânat, au făcut acea listă de defecte, nu știu care erau. Așa. Pentru că scria în germană, iar nu vorbesc germana și i-au dat-o polițistului. Norocul meu a fost că în ziua precedentă m-a oprise poliția și îmi dăduse amendă pentru patru chestii, și anume pentru US lights. Ok. Care nu sunt, am aflat atunci că nu sunt legale în Europa. Pentru că roțile ieșeau în afara caroseriei. Cauciucurile erau mărimi diferite față-spate și mașina era mai joasă de 11 cm în cel mai jos punct al ei. Okay. Și îmi dăduse deja amendă cu în urmă cu nici 24 de ore și pentru legea aparent spune că dacă ți-au dat deja amendă în ultimele 48 de ore, nu-ți mai pot da amendă încă o dată pentru că tu ar trebui să ai un timp în care să-ți remediezi problemele. Și atunci așa am scăpat, altfel probabil că o luam pe platformă de acolo. Dar asta nu m-a făcut pentru că când, nu știu, ai microbul ăsta și vrei să te duci an de an la Vortense, m-am dus și în următorii 2 ani cu același setup, dar am avut noroc. Probabil nu o să țină la infinit. 100%. Dar asta a fost atunci, a fost cea mai, nu știu, așa. Și cea mai frumoasă? Și cea mai frumoasă? Cea experiența ta cu mașina, care a fost? Adică când te-a făcut, nu știu, fericit, împlinit. A fost, îți spun, este tot la, și acum țin minte și o să țin de câte ori vorbesc despre chestia asta, mi se face pielea de găină. Este când am plecat, când am fost în primul an, este tot legată de Vorterze. Așa. În primul an când am fost și pur și simplu am intrat în Velden și este acel sentiment când mergi cu mașina și oamenii întorc privirea după ea. Acela, erau deci, mulți. Da, era, adică nu toată lumea, adică nu, pur și simplu, când vezi oameni că se uită după mașina ta, atunci, că se mai uită și pe stradă, acolo unde sunt atât de multe mașini și toate mașinile sunt bombă, rachete, nu poți să Mașini de top, da. Cineva, adică să te duci cu o mașină pe care tu ai făcut-o într-un anumit fel, cum ai visat-o tu și să vezi cum oamenii întorc capul după ea, este, cred că pentru oricare din noi, oamenii pasionați de mașini, este un cel mai puternic sentiment pe care poți să-l trăiești. Nu cred că există ceva mai, mă rog, legat de mașini, nu vorbim de altceva, de alte evenimente din viață. Mă refer la faptul că ești pasionat și construiești o mașină după cum
vrei tu să o construiești. Te duci acolo și primești cumva validarea asta a celorlalți că ai ce trebuie. Exact, că e ce trebuie mașina. Ăla este... Legat de treaba asta. Legat de tot ce am vorbit până acum. Ai mai face modificări la mașină în momentul de față, exceptând cele existente. Atenție! Da. Mai am câteva în plan. Ok. Am un set nou de jante, am un set de os ultra leghera. Alea ni le-ai menționat, le știm. Da. Altceva? Altceva? Aș vrea să... evacuarea a fost modificată pentru că bara de DTM are două ieșiri, stânga-dreapta. Mașina inițial avea doar evacuarea pe partea stângă. Okay. Și în momentul de față mașina nu are tobe finale, dar vreau să-i pun înapoi tobele finale. Adică vreau să-i pun tobe finale. Okay. Nu e genul de mașină, adică unul la mână este diesel și doi la mână nu e genul cu care să te dai prin trafic, să nu mai zic curțe și așa mai departe. Plus, nu, mașina nu face așa ceva, adică eu nu fac așa ceva, nu-mi place în primul rând și nici nu e mașina potrivită pentru așa ceva și atunci vreau să fie cât mai, nu știu, cât mai puțin sonoră. Aolo. Da, nu. Înseamnă că, da, adică te întreb ceva. Care e poziția ta în acest moment, în întreaga societate, da, raportându-ne strict la mașinile electrice? Ai încuraja așa ceva? Ți-ai cumpăra o mașină electrică, indiferent de scop? Sau preferi mașinile mai puțin tehnologizate? Adică sunt foarte curios, eu personal sunt contra. Da. Deci să trăiești cu o astfel de mașină, eu fiind pasionat, da, este ca și cum ai face sex cu o femeie surdomută, să mă ierte Dumnezeu, sau una chiar decedată, nu scoate un sunet, nu face nimic. Adică noi suntem obișnuiți, da, cu mașinile. Da, știu, să știu urle, ce zici. Să scoată zgomote, să, da, na, vorbim de motor, de partea de motor, că na, în România oricum mașina dă în gropi, deci automat. Da, corect. Ce ai putea face cu o electrică? Nu știu, tu cum vezi situația? Adică cumpăra o mașină electrică dacă ai avea bani, indiferent de scop, repet. Deci vorbim de un buget de-al tău mult, da, peste cât ți-ai dori. Adică ți-ai permite să mergi și cu 5.000 benzin. Da. Ți-ai luat mașină electrică? Sincer, am mers cu o mașină electrică doar din postura de pasager. Adică, okay, am mers într-un Uber care era electric. Okay. Și era acela de la Volkswagen, cred că e ID3 se numește sau ceva de genul. Nu mi-aș cumpăra, pentru că nu-mi plac, din același motiv. Adică nu mi se pare că... Bravo! Nu pot să merg la fel cum zici tu cu o mașină care nu scoate niciun sunet. Exact. Dar, pe de altă parte, înțeleg că ăsta e viitorul și nu cred că nu prea avem ce să facem. Nu cred, eu nu cred că industria petrolieră va muri. Nu va muri, cu nu siguranță, cred. Dar nu ca să vă spun la întrebare, nu mi-aș cumpăra, chiar nu mi-aș cumpăra, nu, dar dacă aș fi nevoit, probabil că mi-aș cumpăra la un moment dat, n-am ce să fac, dacă asta, spre asta se îndreaptă societatea și nu o să mai avem alternative, mi-aș cumpăra. În momentul de față, chiar dacă aș avea banii pentru o mașină electrică, nu mi-aș cumpăra, pur și simplu nu mă atrage absolut deloc. Plus că mi se par, acum nu știu, chiar n-am, fără niciun fel de, cum se zice, de disrespect pentru posesorii de mașini electrice, chiar mi se par urâte. Deci am impresia că sunt, de jur, în afară de, vorbim de astea high-end, de Tesla. Porsche Taycan, de Tesla. Mie Tesla îmi place cum arată ca design, nu, bine, nu toate modelele, dar unele îmi plac. E-tron, GT și așa mai departe, astea care sunt mai low level, mi se pare că sunt, nu știu, sunt urâte. Nu e una frumoasă, să zici, băi, este super frumoasă, uite, mă uit la mașina asta electrică și chiar îmi place. Au un design mult, da, prea, adică parcă trecerea și în general, da, vorbesc de toate modelele, deci uite, eu am avut BMW și sunt niște fotografii postate pe internet, deci dacă te uiți la evoluția grilelor. Da, e... da, asta cu grilele la BMW e un, da, subiect tare delicat. Da, da, deci mi se pare exagerate. Da, sunt. Într-adevăr, dar cred că, mă rog, teoria mea este că producătorii fac ce se cere. Dacă asta, probabil, consumatorii din ziua de azi de BMW
cer grile mari, asta le face. Cum și la Audi, de exemplu, ai văzut că sunt grila centrale la fel, din ce în ce mai mare. Adică dacă mă uit la un Q7 actual, are grila cât, cred că nu știu, 3 sferturi din bot. Da, și tragic. Asta cred că se cere, dar cum că nu ne place nouă, nu cred că contăm atât de mult. Vreau să te întreb ceva și fii foarte atent la ce îți spun. Dacă ai avea un buget strict pentru a fi mulțumit, nu un buget infinit, asta este o prostie să declare așa ceva sau să întrebi. Deci strict un buget necesar pentru visul tău. Ce mașină ți-ai lua? Deci vorbim strict pentru tine, nu vorbim de un avion pe care nu ți l-ai putea permite și nu vorbim de o mașină daily, deci de o mașină de weekend, de suflet, nu știu cum o consideri tu. O mașină la care chiar să ți-o dorești foarte, foarte mult. Sunt, uite, îmi plac și culmea, chiar dacă ar fi vorba, dacă am vorbit așa de o utopie, de un buget nelimitat, chiar nu visez la Lamborghini, Ferrari, chestii de genul ăsta. Visez la fie ceva din anii 90, Japonia, gen Supra, Skyline, păi alea Mazda sunt aproape cât un Lamborghini și un Ferrari. Corect, da. Așa este. Așa. Dar ca să fiu mai aproape de realitate și ce mi-ar plăcea foarte mult și cred că ce mi-aș lua ar fi varianta acesteia, dar RS4 sedan. Da. Dacă ar fi, adică este și nu este un buget, nu știu care să nu e să mult, zici că ajungi undeva la 20.000 de euro pentru exact. RS4. Da. Este, adică e ceva eu zic că e o mașină decentă. Spun așa, da. Pentru banii aia, eu zic că e adică sincer, eu zic că merita mai mult ca preț, mă refer, ca valoare în piață. Cred că nu este încă, n-a ajuns încă în stadiul ăla de mașină clasică, cum de exemplu este RS4 B5. B5-ul, da, exact, corect. Exact, un B5 acum, cred că 30, 40, 50, depinde de starea în care este, dar n-a ajuns încă în stadiul ăla și mai trec câțiva ani și o să crească prețurile și la RS4 B7 foarte, foarte mult. Adică, nu știu, cel puțin ce mă atrage pe mine la mașină e un cumul de chestii care mă atrage și anume caroseria wide body din start. Este umflată mașina, este pe steroizi când te uiți la ea. Da. Motorul V8, sunetul de V8, nu este el foarte puternic, adică are 420 de cai, dintre care de fapt sunt vreo 380 și nu este super puternică, dar sunetul ăla de V8 este... E clar că n-ai zis că îți dorești o mașină de drag race, da? Deci o mașină de acolo, nu, deci deja, știi, și de mine se vorbea la fel. Dom'le, ți-ai făcut o mașină, o ții în garaj. Da, așa este. Faptul că era a mea și eu intram în garaj și o vedeam acolo, exact. Eu eram bucuros, nu trebuia neapărat să merg cu mașina. Da, da, da. Plus că, bine, intrăm în alt subiect și nu știu, subiectul tu ești. Legat de treaba asta, că am deschis un subiect iar foarte delicat, cel puțin a fost pentru mine la un moment dat. Spune-mi, exact cu cuvintele tale, cât mai natural, dacă ai putea să îmbunătățești, să modifici sau să transmiți vreun mesaj comunității, întregii comunități de pasionați din România, care ar fi mesajul sau ce ai încerca să îndrepți, dacă ai putea. Adică știm cu toții în ce lume trăim, cel puțin în lumea evenimentelor, oamenilor din evenimente, care vin la evenimente, spectatorilor, eu vorbesc de toți, nu doar de X și de Y. Da. De întreaga noastră comunitate. Ce îi transmite tu? Sau ce îmbunătății? Ce ai vrea să nu se mai vadă, să nu mai existe? E un subiect foarte delicat, dar nu l-a dezbătut nimeni până acum. Și aș vrea să-l dezbatem. Eu îl voi dezbate cu toți oamenii pe care îi voi avea aici. Că vreau să se înțeleagă niște lucruri. Fiecare și să înțeleg de la fiecare om care participă la evenimente, la întâlniri, în lume, care face parte din lumea asta. Ce îi place, ce îi displace? Unde-s problemele? De ce-s problemele alea? La unii clar nu se pot rezolva. Unii sunt caz de targă. Asta e clar. Dar există și oameni care pot fi informați, educați. Da. Dezvoltă, te rog, subiectul ăsta așa, din suflet, că trebuie. Adică în calitatea ta cu mașina asta, după evenimentul nostru, eu chiar vreau să aflu de la tine părerea asta. Eu cred că, în primul rând, nu știu, eu cred în puterea exemplului, în primul rând. Adică nu sunt genul care să dea sfaturi, să zic, fă cu tare, nu fă cu tare.
E o chestie pe care, sincer, cred că am dezvoltat așa în ultimii ani, pentru că, uite, îți dau un exemplu destul de așa, ca să, nu știu, pragmatic, ca să spunem. Până acum 2-3 ani eram super super obsedat de ideea asta de jante originale. Adică nu, pentru mine nu exista ca cineva, nu știu, să-și cumpere jante repli, să-și cumpere fake-uri și așa mai departe. Trebuia să fie doar jante originale și atât, știi? Okay. Și apoi la un moment dat am avut un click din asta, cumva m-am gândit, bă, dar stai un pic, cine Dumnezeu sunt eu să-i spun omului ce să-și cumpere pe banii lui? Adică dacă omul vrea să-și cumpere pe banii lui jante replici, asta e. Eu nu o să-mi cumpăr, dar el poate să facă ce vrea. Și atunci, cred că prin ce pot eu influența, când vorbesc de mine acum și nu așa la nivel de comunitate, cred că prin puterea exemplului, adică făcând niște chestii cu mașina mea sau realizând niște lucruri, cred că așa pot influența eu și nu numai eu, ci toți din lumea asta prin puterea exemplului. Adică dacă eu reușesc să fac ceva dintr-o mașină, cred că ăsta este aportul meu către comunitatea auto. Adică dacă cineva vrea să ia ceva și să învețe, plus că sunt o persoană foarte deschisă, nu cred că m-a abordat cineva să mă întrebe ceva și să nu-i fi răspuns sau să nu-i fi dat. Adică să ofer niște informații, sau ok. Sau un sfat sau absolut orice. Okay. Sunt foarte deschis și foarte volubil și așa mai departe. Dacă cineva are nevoie de informație și o știu, nu o să fiu genul care să spun, nu, am făcut-o eu, dar uite, mă întreabă cineva ce, nu știu, ce specificații am la jante. Și zic, nu spun. Asta sunt, dacă vrei să le copiezi bine, adică e chiar o... chiar un mod de a mă simți flatat dacă cineva, cuiva îi place și vrea să copieze. Ca și comunitate, nu știu, e foarte greu și nu știu... Știu, dar și te întreb. E foarte greu să dai un sfat... Fără să jigni pe nimeni, adică vreau nu, să spui, bă, n-aș mai vrea să văd sau să aud așa ceva, n-aș mai vrea, mi-ar mai plăcea. Eu aș vrea ca oamenii să se inspire mai mult din ce se întâmplă afară, pentru că în 2021 cu toți avem acces la internet și putem să vedem. Clar, unii au internet degeaba. Exact, ai atât de multe informații de la filmulețe, la poze, la oameni pe care îi poți întreba. E atât de simplu să ai acces la informații în zilele astea și să faci. Nu zic să faci exact ca ăla, că nu asta este ideea. Ideea este să te inspiri din ce fac alții afară. Da, cred că vrei să spui așa pe scurt, ideea de a te autoeduca. Că noi practic, corect, ca țară, în general, în orice domeniu, am cam rămas în urmă. Da, și adică nu mi-este rușine să o spun, dar mi se pare că noi, ca și, nu știu, noi în România, efectiv, ca și proiect auto, suntem destul de jos la nivelul Europei. Da, adică da, jos de aceeași părere. Avem mașini foarte tare, avem mașini foarte, foarte tari cu care te poți duce oricând în Europa și cu care nu să nu-ți fie rușine, ci care pot câștiga efectiv evenimente și așa mai departe, dar prea puține pentru cât de mare este țara asta. Dar aici e o altă discuție. Cred că din punctul meu de vedere totul se reduce la venituri, la nivel de trai, la mentalitate și așa mai departe. E o discuție foarte, foarte complexă, dar cred că, uite, și cred că e un pic și o chestie de optimism, adică mi se pare că ne ducem în direcția bună, nu pe atât de repede pe cât ar trebui, dar tot chestia asta vin tot de la oamenii care fac ceva și care îi influențează și pe alții prin treaba asta. Și atunci, cred că cu cât vor apărea mai multe proiecte marfă și proiecte foarte tari la noi în România, cu atât îi vor influența și pe alții să, știi, să apuce în aceeași direcție și mai mult poate pe oamenii care chiar au o putere financiară să facă. Adică să nu înceapă cu un 2.0 diesel, un om care poate să înceapă cu un RS4, zic. Da, știi? Și nu. Nu știu dacă, mă rog, da, o mașină de show nu trebuie neapărat să aibă un motor mare. Exact, asta gândim noi, dar dacă te uiți în România, oamenii sunt foarte, adică mie mi se pare că noi suntem într-un stadiu atât de jos ca și comunitatea auto și proiecte și așa mai departe, dar în același timp dacă te uiți prin toate comentariile oamenilor și mentalitatea oamenilor, când văd că o mașină este diesel, sunt, diesel, frate, bă, frate, stai un pic că... Tot mașina e și aia, e o mașină de show, adică oamenii nu fac diferența între mașini care sunt făcute să alerge și mașini care sunt făcute să arate bine ca bibelou, adică până la urmă o mașină de genul ăsta
n-o să poți să alergi niciodată cu ea și eu nici măcar nu sunt genul, mie nici nu-mi place să alerg, adică mie îmi place să merg, adică nu cred că m-a văzut nimeni vreodată, nu știu, croșetând prin trafic, ducându-mă la curse pe autostradă sau așa, mi-e îmi place să merg, să mă bucur de mașina aia și să, e un bibelou, efectiv, e un bibelou mașina, că n-ai cum să mergi cu ea așa undeva, să zici că mamă, mă duc și trag acum și să vezi ce mă iau cu ăștia prin trafic, nu, nici nu sunt genul și nici nu-mi place. Și atunci oamenii nu fac diferența asta pentru, adică o mașină care este de show, nu ți te bucuri niciodată de ea pentru motorul ăla. Adică ori ai una, ori alta. Nu poți să le ai pe amândouă. Adică și o mașină care să fugă și să fie, nu știu, să fie, să aibă mulți cai și așa mai departe, să fie și impecabilă pe partea cealaltă. Pentru că nu o să poți să ai fitment, nu o să poți să ai, nu știu, vopseaua impecabilă, nu o să poți să ai multe chestii. Eu și am atunci, făcut un drum la mare și am ciobit ca bota. Asta deci, zic. Am adică ciopit-o în cel puțin 5 locuri a fost ciupită vopsea. Da. Pietricele. Da. Bun. Ai deschis un subiect mai devreme. Cum te-ai simțit la evenimentul European Car Festival? Ce ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Evident, ți-a plăcut probabil, ai avut o satisfacție că a fost Bescar. Clar. Da. Ce nu ți-a plăcut? Și cum te-ai simțit per total? Cum ți s-a părut? Dezvoltă un pic. Situație. Râd pentru că îmi vine în cap fix replica cu de când eram, am vrut de mic copil să ajung la Romex. Parte, chestia este... Să-mi dai contul, să-ți dau banii. Da, exact, să-ți dai să-ți dau să tragi. Da. Dau acum așa, știi, challenge, să fie pe față. Da, da. No, ideea este că, adică, deși s-a făcut multă... Multă caterincă ieftină pe chestia asta. Da, exact. Ceea ce nu știu oamenii este că eu chiar, adică chestia aia așa s-a întâmplat. Eu mergeam când am venit, pentru că eu nu sunt din București, am venit la 18 ani în București și pe vremea respectivă mergeam la Ford Tuning Days la Romexpo, știi? Și ca orice puști pasionat de mașini, mergeam acolo și încurgeau balele pe mașinile de la momentul respectiv. Și în mintea mea atunci, adică s-a născut ideea asta de băi, vreau la un moment dat să am și eu o mașină care să fie aici expusă. Apoi Ford Tuning Days a murit și așa mai departe, au murit show-urile în interior și, mă rog, ideea n-a mai fost. Dar în momentul în care ai organizat European Car Festival, pur și simplu chestia aia a revenit. S-a prins. Uite, da. E momentul în care pot să-mi îndeplinesc chestia aia pe care mi-am dorit-o eu acum 18 ani. Și atunci, 20 de fapt. Și atunci, asta a fost pentru mine, ăsta a fost, ca să spun așa, cel mai mișto lucru legat de acest eveniment. Pentru că eu, prin prisma faptului că s-a organizat, mi-am îndeplinit acea chestie pe care mi-o doream eu și de care și uitasem, pentru că nu mă mai gândeam la lucrul respectiv. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut că este, cred că, nu știu, dacă mai este vreunul și nu știu de el, îmi pare rău, dar cred că este singurul show în interior din România. Sau a fost singurul show din interior. Cred că recent, din foarte mulți ani. Știi că vorbeam înainte și singurul de care eu îmi mai aduc aminte este un show la care am fost la Sibiu. La Sibiu, da, exact, mi-ai zis. Organizat de Liviu. Da. Dar de atunci nu știu să se mai fie organizat. Și locația în sine, pentru că este Romexpo cu polă, lumină, e cu totul altceva. Asta mi-a plăcut super mult. Deci, o dată mi-a plăcut locația, mi-a plăcut că au fost mașinile diversificate, adică au fost mașini de la mașini de drift, la mașini de show, la mașini cu, nu știu, supercar. Și retromobil am avut, retromobil, da. Au fost de din toate acest pentru motiv, toți, ca să din spun acest așa. Motiv a fost numit festival și da. Nu meet sau auto show sau pentru că am vrut ca oamenii să vadă da. Cât mai multe chestii exact. Diferite din domeniul auto. Am avut inclusiv auto radiocomandate. Adică da. Asta zic că a fost. Am avut magazinul colecționarului, omul a venit cu un stand extraordinar. Am avut un nebun care a făcut un stand cu parchet. Adică îl știm. Da. Știm cu adică toți. Totul a fost diversificat. Dar asta înseamnă un festival. Bună ideea cu parchetul, sincer. Chiar da. Foarte bună. Mai aveam ceva pentru el, dar n-a vrut să se zbată prea mult. Că mai aveam eu niște chestii, spoturi, niște lumini. Da. Ideea e că festival, de asta s-a numit festival, da. Pentru că inclusiv Mici și Berea la noi au fost... Asta era o altă chestie. Antricot cu os exact. De bizon și de vită și oamenii au mâncat vită și... Asta era o altă chestie care era pe lista de lucruri care mi-a plăcut, pentru că partea asta de food court, cred că îi spune, unde au fost niște chestii
foarte mari. Cred că inedite în show-urile auto, inedite. Ca să fim sinceri. Exact, pe lângă faptul că mâncarea a fost super bună, a fost și cu un show făcut de oameni, adică foarte, foarte tare, ca să nu mai zic partea de drift, care taxi drift și așa mai departe, foarte, adică n-a fost un show static. Puteai să ieși afară, să te uiți la drift, puteai să intri înapoi. N-aveai ce căuta cu scaunul de pescar. Exact, exact, ceva de genul ăsta. Bun. Și au fost, adică astea au, au fost ceva inedit ca și show. Acum nu știu, oamenii ori să spună că te perii probabil. Nu e cazul. Dar nu e cazul. Nu adică e cazul. Nu, banii ți-am dat de mult. Exact, da. Cine mă cunoaște știe că nu e cazul. Da, nu e cazul. Și ca să spun și ce, nu știu, nu o să-i spun ce nu mi-a plăcut, o să le spun. Poți să spui ce nu ți-a plăcut, că nu mă supăr. E vorba de a îmbunătăți lucruri. Da, vorbim constructiv. Exact, lucrând în corporație, oamenii acolo te învață că nu sunt lucruri, sunt chestii, sunt oportunități. Ok. Și, sau chestii de îmbunătăți. Și sunt niște chestii care unele au ținut, poate că n-au ținut de tine. Uite, de exemplu, starea în care se afla locația. Dar asta nu ține de n-a tine. Adică nu ținea de tine. Efectiv, eu țin minte ultima oară când am fost în cupolă, arăta foarte bine. Am fost total surprins, neplăcut să văd cum arată acum. Dar înțeleg că asta este, pentru că așa au ales oamenii să întrețină locația și na, se vede. Nu, oamenii au fost foarte afectați de pandemie, îți explic eu situația, și personalul lor este redus cu 75%. Da. Iar în cupola aceea, dacă veneai de vineri dimineață, vedeai că în toată cupola existau doar două femei peste 45 de ani cu două aspiratoare care aspirau cupola. Dă-ți seama... Asta zic, că nu ține de tine ca și organizator chestia asta, ține de cine îți pune la dispoziție locația. Eu am plătit niște chestii, au existat ca și plată, m-am trezit vineri așa, pus în fața, am avut un blank, și... m-am adaptat pe parcurs și am obținut rezultatul articolului Fortuning, ca să fim sinceri. Da. Dar știm cu toții asta cât de adevărat discuție. Este exact. Sau nu, exact. Da. Pentru cine a fost acolo știe că nu este așa. Exact. Mai vrei să zici ceva? Mai era o chestie. Mai era o chestie pe care, adică, nu că nu mi-a plăcut, e o chestie pe care eu aș fi făcut-o altfel, dar înțeleg de ce ai făcut-o așa și îți dau dreptate. Eu aș fi aș fi pus mașinile total random, dar înțeleg de ce ai făcut așa, pentru că oamenii în România, adică ca să înțeleagă publicul... Probabil că este un mesaj pentru... pasionați, comunitatea de pasionați. Nu neapărat pentru ei, ci înțeleg de ce l-ai grupat așa și l-ai încercuit, pentru că la noi în România oamenii nu știu să se bucure de... Nu neapărat că nu știu să se bucure, ci nu știu să respecte bunul altuia. Și lucrul ăsta îl vezi pentru că dacă nu încercuiești mașinile și îl lași la liber și nu stai lângă mașina efectivă, o să te trezești cu urme de mâini pe ea, cu... oameni care, nu știu, își pun copilul pe capotă, cu unul care se rezeamă de ea și nu înțelege că nu e ok să te rezemi de mașina cuiva. Sau cu blugii pe capotă, o poză, o fotografie. Exact, asta este. Din păcate la noi și lucrurile astea le vezi, adică poți să le vezi și uitându-te la filmețe de afară, unde vezi că atunci oamenii când se uită la o mașină, se uită cu mâinile la spate și de la, nu știu, jumătate de metru distanță. Alte educații. Exact, este o cu totul altă educație. La noi când te duci la un show trebuie să stai paznic lângă mașină efectiv, pentru că oamenii cumva au impresia că dacă plătesc un bilet, nu știu frate, pot să fac ce vreau, dacă vreau să mă urc pe mașină să fac poze, adică mă aștept la un moment dat pe unul să deschidă ușa să urce în ea. Nu e ok. S-a întâmplat la Saba acum că am fost. Na, de, vezi? Adică asta trebuie să înțeleagă oamenii și bine, asta e o chestie de educație, de 7 ani de acasă și așa mai departe. Dar asta aș fi făcut, pentru că mă gândesc că ar fi arătat mult mai bine puse random, așa, prin cupolă, dar în același timp n-avea niciun fel de control. Exact. Și atunci, decât să fi venit 20 de proprietari la tine și să spună, băi frate, am venit la tine și am găsit mașina zgâriată, în anul viitor nu mai vin, mai bine ții niște măsuri de siguranță și toată lumea pleacă de acolo cu mașina intactă și nu se întâmplă nimic. Dar, sunt niște chestii care probabil vor să mai fie și de aici încolo, mă refer la chestiile astea de îmbunătățit. Da. 100% vor mai fi. Da. Mai ales că eu de la evenimentul din Chinatown, unde nu era niciodată axat pe zona de expoziție a mașinilor,
am ajuns să premiem zona de expoziție, pentru că de la eveniment la eveniment, veneau în parcarea aia, veneau din ce în ce mai mult și mai multe mașini frumoase. Da, da, da. Și pot să spun că din 240 de mașini care au fost la zona de expo pe 3 martie, undeva la 80 erau mașini corecte, da, chiar corecte. Da, da, da. Și a trebuit să motivăm, să recompensăm oamenii să care intrau. Să reconfigurezi evenimentul, practic. Exact. Da. Plus că locația în momentul ăsta nu mă mai ajută deloc, acolo e vorba de un litigiu, și a trebuit să fac pasul următor. Da. Pandemia m-a ținut pe loc, anul 2019 m-a ținut pe loc, pentru că în Romexpo, în anul ăla, nu aveam cum să închiriez cu 3 luni înainte, 4, da, niciun fel de pavilion, și am ajuns aici. Mai am ultima întrebare și vom încheia. Spune-mi, te rog, la ce evenimente ți-ai propus anul următor să mergi? Bănuiesc că știi că pe, da, 9-10 iulie am și eu un eveniment, tot la Romexpo, în pavilionul B2. În afară de ăsta de care mi-ai zis că vrei să vii, da, ai, nu știu, afară vreun eveniment în plan? Da, nu știu. Sunt, adică eu mi-am propus de când am fost în primul an, pentru că tot aduc vorba de vorteze-ul meu, o să zic că sunt obsedat sau sunt vreun arogant. Mie mi se pare că dacă nu ajungi ca și pasionat odată acolo, n-ai făcut nimic. Asta e părerea mea, că acum cineva o ascultă, cineva nu o ascultă. Se vor supăra unii, dar se nu vor contează. Supăra, exact. Ăla-i visul tău sau țelul tău? Nu, ideea este că eu am spus în primul an când am ajuns acolo, am spus că nu o să fie an în care o să lipsesc. Uite că 2 ani de zile am lipsit, dar din motive independente de mine, n-aveam cum să merg, nici nu s-a organizat măcar în aceștia 2 ani cu pandemia. Și aș vrea așa, aș vrea să ajung la vorteze și aș vrea să ajung la Racism, sau mă rog, cum se numește acum, Ultrace, în Polonia. Astea două evenimente vreau să le bifez anul care vine. Bun. Ca și, așa, mers cu mașina, că dacă, așa, ca și spectator, mi-ar plăcea să merg la mult mai multe în Europa. Vorbim strict de a participa, da, cu mașina. Da, 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 da. Clar, e o mașină ce merită un eveniment afară, adică prezența la un eveniment, da, afară. Acum să mă și, adică, mă rog, la Vortense nu este, este pur și simplu un... Nu e un eveniment în sine, afară de evenimentul oficial, dar toată lumea se duce... E un fel de mit? Exact, un mult mit, mai, mult adică, mai, exact. Probabil că 10 de mașini, da, exact, cam, da, asta care, este, cam asta greu, este un mit ideea. Foarte greu. Da, okay. Iar la Racism, la Racism, la Ultrace, cum se numește acum, e vorba de accept, atâta tot. Și da, chiar dacă nu or să mă accept, eu or să mă duc, pentru că vreau să ajung acolo, pentru că mi se pare... mi se pare pur și simplu cireașa de pe tort la tot ce înseamnă evenimente auto din Europa. Este pur și simplu... Eu zic că chiar nivel, este. Da, mi se pare că nivelul la care, la care acest eveniment a ajuns este... Nu știu, notabil. E, da, este pur și simplu crema Europei, acolo, da, se duce. Și vreau ce să ajung, Europei? Efectiv. Este la lumii, că vin, da, și Japonia, America, adică am văzut, da, mașini. Da, adică oamenii au ajuns la nivelul în care... Da, e internațional. Aduc, da, aduc mașini din Japonia în container și le expun în... Polonia. Vreau să-ți mulțumesc că ai venit. Dragii noștri, este drag. Daniel Călin, da? E câștigătorul Best Car of the Show European Car Festival 2021. Sper să ne revedem curând. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu tine și apreciez că ai fost deschis în toate subiectele. Și îți doresc să ai un an nou mai bun, mai, nu știu, da, bun și pentru mașină. Poate îți îndeplinești și visul. Da. Și să fim mersi. Sănătoși. Mersi frumos, mersi. Salut. De invitație. Doamnește. Și mă bucur că deschizi cu mine canalul. Da. Ce să zic? Îi dăm înainte. Multă baftă cu el. Mulțumim frumos. Să iasă ce trebuie. Mulțumesc mult. Eu mersi. Salut. Salut.